Urșii mei, acestea sunt cele mai importante 5 lucruri pe care trebuie să le faceți pentru a crește în masă musculară și valorează peste 90% din ceea ce trebuie cu adevărat să faceți pentru a crește mușchii. Restul chichițelor și aberațiilor pe care vi le spun antrenorii de fitness, youtuberii sau nutriționiștii nu contează nici măcar 10%. Salut, sunt Otto de la Miere TVO, iar astăzi vreau să vă spun cele mai importante 5 lucruri pentru a crește în masă musculară. Topul meu este în ordine de la cel mai important la cel mai puțin important lucru, iar dacă veți ține cont de aceste 5 sfaturi, veți crește de 2 ori mai repede în masă musculară. Haideți să începem! 1. Cel mai important lucru este să te antrenezi cu greutăți sau cu greutatea corpului, adică să-i oferi un stimul mușchiului. Trebuie să crești progresiv greutățile. Dacă la început, când te duci la sală, faci flexii la biceps cu 3 kg, cu timpul va trebui să crești aceste greutăți. Nu te poți antrena 3 ani cu aceleași greutăți și să ai pretenția să-ți crească mușchii din ce în ce mai mult. Greutățile optime cu care trebuie să lucrezi se aleg în funcție de puterea fiecăruia, astfel că area de repetări trebuie să fie undeva între 10 și 15 repetări pe serie pentru a crește masa musculară optim. Ultima repetare din serie trebuie să fie parțială, adică să nu mai poți să ridici greutatea decât până la jumătate sau chiar deloc. Asta înseamnă să dai tot din tine și să te antrenezi cum trebuie și să te antrenezi tare. Dacă faci 15 repetări pe serie și tu mai puteai să mai faci încă 5 repetări, asta nu înseamnă că te-ai antrenat tare și nu înseamnă că te-ai antrenat optim pentru a crește masa musculară. Înseamnă că te-ai antrenat ușor. De asemenea, eu vă recomand să vă antrenați fiecare mușchi de 2 ori pe săptămână, în loc să vă antrenați o dată pe săptămână fiecare mușchi, pentru că astfel vă veți antrena de 2 ori mai mult. Și dacă vă structurați antrenamentele astfel încât să aveți 2-3 zile de pauză între aceeași rupă musculară, mușchiul va avea timp să se refacă. Adică nu poți să te antrenezi luni la piept, da, și să te antrenezi marți tot la piept. Dacă luni te-ai antrenat la piept, te mai antrenezi miercuri sau joi, sau vineri, sau când vrei tu, dar nu imediat a doua zi. De asemenea, numărul de serii pe fiecare mușchi în parte trebuie să fie undeva între 10 și 20 de serii pe săptămână. Dacă antrenezi fiecare mușchi în parte de 2 ori pe săptămână, vei putea să faci într-o zi 9-10 serii, iar în cealaltă zi în care îți vei antrena același mușchi, încă 9-10 serii, da? Îți alegi 3 exerciții, faci câte 3 serii, la fiecare exercițiu asta înseamnă 9 serii pe grupa musculară. Îți alegi ce exerciții vrei tu, sunt atâtea tipuri de exerciții, fă-le pe cele care îți plac. Iar dacă vei face câte 9 serii pe fiecare grupă musculară în parte, dacă te antrenezi de 2 ori pe săptămână, asta înseamnă 18 serii, da? Pe fiecare mușchi în parte. Dar 18 serii tari, grele, la ultima repetare să nu mai puteți face, exact cum v-am zis mai devreme. Iar pe lângă aceste serii, bineînțeles că trebuie să faceți și câte 2-3 serii de încălzire. 2. Proteina. Al doilea cel mai important lucru pentru a crește în masa musculară este să mănânci suficientă proteină. Dacă mănânci 2 grame pe kilogram corp, este super suficientă. Nu este necesar să mănânci mai multă proteină de atât, pentru că mușchii nu-ți vor crește mai mult sau mai repede. Dar dacă vrei tu să mănânci mai multă, nu este nicio problemă, nu te va afecta negativ în niciun fel acest lucru. Din contră, proteina îți va oferi o senzație de sațietate mai mare și te vei simți sătul mai mult timp. Asta este un avantaj dacă ești într-o perioadă de deficit caloric și vrei să și slăbești în același timp în care pui masă musculară. Dacă ești hard gainer și trebuie să consumi foarte multe calorii, îți recomand să nu mănânci mai mult de 2 grame de proteină pe kilogram corp și să încerci să mănânci mai multe grăsimi pentru a crește numărul de calorii, pentru a lua în greutate. Nu mă interesează de unde ții sursa de proteină, poate să fie din origine animală, poate să fie piept de pui, poate să fie porc, poate să fie pește, poate să fii vegetarian, chiar nu mă interesează, important este să atingi numărul de proteine zilnic. Proteina este proteină și nu contează de unde o iei. 3. Somnul. Al treilea cel mai important lucru este somnul, este odihna, pentru că atunci mușchii efectiv cresc. Prin antrenament rupem fibrele musculare. Prin consumul de proteină oferim corpului materia primă pentru a construi masa musculară, adică noi fibre musculare, da? Iar prin somn se dezvoltă la propriu și cresc noile fibre musculare. Fibrele musculare pe care le-ai rupt în sală, antrenându-te cu greutăți, în timpul somnului se repară și cresc noi fibre musculare, astfel mușchii se vor dezvolta. După părerea mea, este necesar să dormi 8 ore pe zi, dar dacă vei dormi mai mult, nu este nicio problemă, cu atât mai bine. 4. Energia. Pentru a construi masă musculară, trebuie să ai energie, deci trebuie să consumi suficiente calorii. Atenție, nu zic că trebuie să fii neapărat într-un surplus caloric pentru a crește masa musculară, pentru că poți pune mușchi și în deficit caloric, exact cum am făcut eu. Dacă vrei să vedeți toate mesele și toată transformarea mea, pentru că sunt singurul care a făcut o transformare live documentată cu toate mesele și cu cântarul oficial la sfârșitul fiecarei săptămâni, o puteți vedea în seria Otto Slăbește de pe acest canal. Am acolo peste 100 de clipuri în care vă arăt absolut tot ce am mâncat și veți putea vedea câtă masă musculară am pus în timp ce am slăbit 40 de kilograme, da?
în același timp. Deci nu trebuie să fim într-un surplus caloric pentru a pune masă musculară. Ăsta este un mit pe care vi-l bag antrenorii de fitness în cap, pe care pun accentul foarte mult, tocmai pentru a vă îngrășa și pentru a plăti la nesfârșit abonament la ei, pentru a le cumpăra programele, pentru că trebuie să trăiască și ei din ceva, nu? Dacă ești genul hard gainer, acel tip care oricât ar mânca nu reușește să pună masă musculară sau să se îngrașe, atunci este necesar să mănânci într-un surplus caloric, doar atunci. Pentru restul persoanelor nu este necesar surplusul caloric pentru a pune masă musculară, da? Însă aveți grijă, pentru că deficitul caloric nu trebuie să fie foarte mare. Dacă tu trebuie să mănânci 2000 de calorii să te menții și vei încerca să mănânci 1000 de calorii pentru că vrei să și slăbești în același timp în care pui masă musculară, ești într-un deficit prea mare și astfel nu vei mai pune masă musculară. Înseamnă că ești într-un deficit caloric de 50%, vă dați seama, să mănânci jumătate din caloriile de menținere, deci este un deficit prea mare. Un deficit ok este între 10 și 20% din necesarul caloric pentru menținere. Deci dacă mănânci 2000 de calorii să te menții, trebuie să mănânci 1600-1800 de calorii ca să și slăbești în același timp în care vei pune masă musculară. Cu cât caloriile tale de menținere sunt mai ridicate, cu atât poți să ai un deficit mai mare, da? Pentru că procentajul este din ce în ce mai mic. Dacă numărul de calorii de menținere al tău este de 3000 de calorii, poți să ai un deficit mai mare, de 500 de calorii, de exemplu. Și vei reuși să pui masă musculară, iar în același timp vei reuși să slăbești câte 0,5 kg pe săptămână. 5. Optimizarea meselor. Încearcă să ai 4-5 mese pe zi, distanțate la 4-5 ore, în care să consumi proteină. Dacă faci intermittent fasting, oprește-te, pentru că nu este optim pentru a pune masă musculară. Plus de asta, oricum când dormim, noi facem fasting. Sintetizarea optimă a proteinei de către corp se face undeva de 4-5 ori pe zi, așadar este necesar să mâncăm 4-5 mese în fiecare zi cu proteină, distanțate undeva la 4-5 ore. Trebuie să mănânci pe parcursul întregii zile, de când te trezești până când adormi. Așadar, nu sări peste micul dejun și încearcă să ai prima servire de proteină, prima masă, cât mai repede după ce te trezești, pentru că aceea este prima fereastră de sintetizare a proteinei de către organism. Ultima masă trebuie să fie cât mai apropiată de momentul în care te bagi la somn, iar pe parcursul zilei, între prima masă și ultima masă, trebuie să mai ai încă 2 sau 3 mese cu proteină. Nu este necesar să mănânci ca un culturist câte 8 mese în fiecare zi cu piept de pui, orez și broccoli. Urșii mei, acestea sunt cele mai importante 5 lucruri pe care trebuie să le faceți pentru a crește în masă musculară și valorează peste 90% din ceea ce trebuie cu adevărat să faceți pentru a crește mușchii. Restul chichițelor și aberațiilor pe care vi le spun antrenorii de fitness, youtuberii sau nutriționiștii nu contează nici măcar 10%. Ei vă amețesc de cap și vă bagă în ceață cu o grămadă de tâmpenii pentru a vă arăta cât de deștepți sunt ei și pentru a avea un motiv să vă ia bani. Iar pentru că nu țineți cont de ceea ce contează cu adevărat, adică despre aceste 5 lucruri pe care vi le-am spus eu astăzi, nu veți avea rezultatele optime, rezultatele dorite de voi și astfel veți continua la nesfârșit să le dați bani, să le cumpărați programele luni și luni la rând. De asemenea, nu uitați că potențialul maxim de creștere a masei musculare la care puteți ajunge este determinat de geneticul fiecăruia. Unele persoane pot acumula mai mulți mușchi, altele mai puțin mușchi. Acesta a fost clipul de astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un comentariu și un like, pentru că mă ajută foarte mult cu algoritmul YouTube-ului. Nu uitați să vă abonați și să activați clopoțelul de notificări, pentru că postez câte un clip nou în fiecare duminică cu transformarea mea corporală live, singura transformare documentată din lume, în care vedeți toate mesele, tot ce am mâncat și, bineînțeles, cântarul oficial la sfârșitul fiecare săptămâni, să vedem progresul. Până acum am slăbit 40 de kilograme, mai am încă 10 kilograme de slăbit, așa că am nevoie de cât mai multe persoane să mă susțină, să fie alături de mine, să mă motiveze, pentru că mă motivez foarte tare atunci când văd că numărul de abonați crește și îmi dați foarte multă putere să continui cu transformarea mea, să ajung la cele 50 de kilograme slăbite și, bineînțeles, să mai postez câte un clip pe la mijlocul fiecarei săptămâni, să vorbim diferite subiecte, să vă împărtășesc din experiența mea cu slăbitul, cu masa musculară și toate lucrurile pe care le-am observat eu. Dacă vreți să mă vedeți mai des, urmăriți-mă și pe Instagram și pe YouTube la Miere TV, pentru că acolo postez în fiecare zi. Iar dacă vreți să mă susțineți financiar, nu uitați să faceți o comandă pe site-ul meu www.mieretv.ro, pentru că acolo găsiți cele mai bune produse apicole din țară la cele mai bune prețuri. Aveți zeci de reduceri plus suplimentar încă 10% la următoarea comandă, iar calitatea este una de top. O grămadă de diplome și de locuri întâi obținute cu produsele noastre la târgurile naționale și internaționale apicole. Până data viitoare, eu sunt Otto, ursul vostru. Nu uitați să mâncați sănătos, să faceți mișcare și să consumați produse apicole. V-am pupat!
Ciao! Torpilez ca pe Bismarck, din Bang, sunt primordial de la start. Labo versus Dart, HDMI versus Card. Eu le obțin, nu cred în destin. Apară fața ta, te aprește în chin. Ești mut ca un manekin, fără chem, fără bani de bilet, ce poez, ce king. În Babilanale cu un arsenal, ești la strâmtoare ca Magellan. Mastermind, când apar, uite-l pe Watcher, e fenomenal. Cobo Street Fighter și Oruken, mă joc cu dama lui Ken. Oriunde merg la Typhoon, unde Typhoon, dar nu dama călător prin unde. Am coroana, sunt King Kong, dansez ca Siscon Tong Song. Îți dau să baxez un CC Chong, zic sayonara, toia, troia song. Sunt calul Troian, speranța, cutia Pandorei. Muzica se pare că are nevoie de chei. Atâtea ori sunt prin Matrix, zin foritorul de chei. Sunt liber. Am 4 și 1 pe zaruri, sunt liber. Strălucesc, n-am nevoie de faruri, sunt liber. Simt liniștea printre faruri, sunt liber. Am 4 și 1 pe zaruri.